În această după a fost semnat acordul cadru pentru gestiunea, întreținerea și reparația drumurilor din municipiul Baia Mare. Toate lucrările care privesc reparațiile la străzi trotuare și zone pietonale vor fi executate de asocierea dintre firmele Arele Cluj, Sece Constru mesa și Nord Invest Infrastructură și Servicii Baia Mare. Contractul este pe o durată de patru ani. Reprezentanții municipalității au anunțat cu această ocazie și câteva dintre zonele din oraș în care se vor face lucrări. Astfel s-a amintit de Dragoș Vodă, Cuza Vodă și Gării, unde sunt prevăzute numeroase lucrări, inclusiv la spațiile verzi, și cartierul Săsar, unde vor fi regândite inclusiv curțile de blocuri, unde există garaje. De asemenea, s-a mintit faptul că vor fi create mai multe parcări în cartiere și se va interveni în zonele degradate și în cele unde există garaje. Zonele vor fi regândite și reprezentanții administrației locale nu s-au ferit să menționeze faptul că în anumite perimetre chiar vor fi demolate unele garaje. De asemenea, vor fi efectuate lucrări la drumurile din cartierele Ferneziu, Firiza, Bilașcu și Valea Borcutului, unde s-a intervenit pentru rețelele de apă și canalizare. Tot astăzi, administrația orașului a mintit faptul care în vedere să fie făcute și ultimele străzi de Macadam. Ar fi vorba, potrivit informațiilor prezentate, de vreo 12 străzi pe care se va pune și asfalt, se vor construi trotuare și se va lucra și la rețelele de apă pluvială. Printre acestea se află Sebeșului, Vrancei, Nucului, Colinei, Cerbului, Ecoului, Prunului, Ciocârliei și Liliacului.